Bun găsit! Sunteți la Focus în prima linie, ediția dedicată războiului din Ucraina. Ar trebui să se implice NATO de partea binelui? Transnistria își cere independența, prin urmare va fi Republica Moldova următoarea țintă a lui Putin? Ne răspunde Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice a Universității din București. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnule Preda, vedem că rușii au preluat controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Ucraina. Devine Vladimir Putin un pericol nu doar pentru Europa, ci pentru întreaga lume în acest moment? Sigur, președintele Zelenski a folosit pe bună dreptate expresia teroare nucleară și e adevărat că așa au stat lucrurile. Operațiunea a fost de altfel foarte riscantă pentru că întâi a fost produs un incident în preajma centralei, tocmai pentru a intimida, speria și a ușura preluarea controlului asupra preluarea militară asupra controlului asupra centralei. Deci toată lumea s-a temut întâi de un accident nuclear. Din fericire, acest accident nu s-a produs. Pe de altă parte, acum cei care operează în interiorul centralei sunt sub amenințarea puștilor rusești. Această chestiune este foarte delicată și ăsta e motivul pentru care NATO și alte voci responsabile au cerut încetarea ostilităților, pentru că vedeți, un tip de situație precum aceasta e cel mai bun argument pentru a spune este iresponsabil să porți o asemenea invazie. Aceasta nu e singura centrală nucleară ucraineană. Mai sunt încă două. Da, mai sunt mai multe pe teritoriul Ucrainei. E cert că vizarea lor, ocuparea lor, dorința de a le controla ține de încercarea de a tăia surse de energie pentru ucraineni. Dincolo însă de acest aspect care ține de purtarea războiului, sunt riscuri care afectează sau privesc nu doar Ucraina, nu doar armata rusă care ar produce o asemenea operațiune și ar suferi direct consecințele unui accident nuclear, ci întreaga Europa și, de ce nu, prin extindere, lumea întreagă. E o chestiune extrem de sensibilă și aici cred că e bine că s-au stabilit din partea Agenției pentru Energie Atomică niște linii foarte clare. E bine că s-au stabilit niște căi de comunicație în acest dosar foarte sensibil între partea americană și partea rusă. Vedem pe de o parte declarațiile și amenințările mai degrabă care vin de la Kremlin, dinspre Vladimir Putin și dinspre ministrul de externe Lavrov, potrivit cărora Rusia poate să apese oricând butonul nuclear. Pe de altă parte vedem mai multă luciditate din partea liderilor europeni și mondiali, vorbesc aici chiar de președintele Statelor Unite, care spun nu se va ajunge acolo. Dumneavoastră sunteți liniștit ca profesor de științe politice că Vladimir Putin nu va apăsa butonul nuclear? În primul rând trebuie spus că aceste mesaje sunt mesaje care încearcă să intimideze. Lectura pe care o am eu asupra evenimentului este că deocamdată Vladimir Putin a obținut efectul contrar. Adică prin asemenea retorici, prin asemenea gesturi cum e acest tir în preajma centralei nucleare, el a sporit ura la adresa agresorului, adică a lui. Ba chiar ura poporului ucrainean, care altfel era în relații bune cu poporul exact, rus. Exact, și ceea ce rezultă de aici este un plus de solidaritate în comunitatea internațională. Deci cred că la fel cum invadarea Ucrainei a fost foarte prost plănuită și felul în care e purtat războiul și retorica recurgerii la arme nucleare, la focoase nucleare și modul în care a fost preluat controlul asupra acestei prime centrale nucleare, toate astea îl decredibilizează zi după zi pe Vladimir Putin și mai mult decât atât sporesc toate aceste gesturi, solidaritatea celor care își doresc încheierea ostilităților și ieșirea armatei ruse de pe teritoriul unui stat străin, pentru că asta este situația în fața căreia ne găsim. Ministrul de Externe al Spaniei a spus astăzi că NATO va analiza posibilitatea unei intervenții militare în Ucraina. Știm cu toții, NATO este o alianță defensivă, așa cum repete și secretarul general Jens Stoltenberg. Însă, în acest caz, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să intervină NATO militar? S-a discutat din declarații făcute după întâlnirea NATO, s-a discutat despre posibilitatea unei așa numite no-fly zone. Asta înseamnă blocarea cerului Ucrainei. Pentru a face o asemenea operațiune este nevoie de o intervenție
a aviației NATO. Și tocmai de aceea, pe de-o parte, ministrul spaniol a spus că se discută despre asta, deci nu e vorba de o intervenție în sensul utilizării unor arme sau, cu atât mai puțin, al intrării pe teritoriul Ucrainei a unor trupe. Trebuie să ne înțelegem, pentru că uneori termenii folosiți și reproduși riscă să creeze confuzii. Deci nu e vorba nici despre utilizarea armelor, nici cu atât mai puțin despre intrarea vreunui soldat NATO. Poziția NATO este foarte clară. Ea este o alianță defensivă și de asta, de fapt, a avut succes de-a lungul vremii. Pentru că a păstrat această formulă în care ea nu atacă niciodată. Nu declanșează războaie. Nu declanșează războaie. Dacă vreunul dintre aliați este atacat, reacționează imediat, oricare ar fi acesta. Și de asemenea, NATO a fost chemată ca organizație în ajutorul unor forțe de intervenție atunci când la nivelul comunității internaționale, la nivelul Națiunilor Unite, s-a creat un consens politic și a fost o decizie a Națiunilor Unite pentru nevoia intervenției cu un format diferit. N-a fost întotdeauna NATO singură. Deci, această chestiune trebuie înțeleasă foarte precis. NATO nu își propune să atace nici ca alianță, nici prin vreunul dintre membrii săi. Cred că aceasta este poziția corectă pentru că e nevoie de responsabilitate atunci când ceri încetarea ostilităților. Pe de altă parte, este cert că oricare stat membru al Alianței Nord-Atlantice ar fi afectat, ar fi atacat, ar avea parte de o reacție imediată. Deci avem această siguranță noi ca stat membru NATO. Asta este foarte clar, e dincolo de orice îndoială. Deci nimeni nu poate să pună sub semnul întrebării această politică. Este politica fondatoare a Alianței Nord-Atlantice. Noi, cum știm, până târziu, la începutul anilor 90, am fost în alianța adversă, în pactul de la Varșovia. Și amintiți-vă că inclusiv acest pact de la Varșovia a atacat, a intrat în țări membre. Vladimir Putin, nu întâmplător spune asta, pentru că Vladimir Putin are memoria acestor intervenții ale trupelor sovietice, de pildă. Și atunci când vorbește despre invadarea Ucrainei ca despre invadarea unui stat inexistent, pardon, nu vede ce s-a întâmplat de la prăbușirea Uniunii Sovietice încoace. Există o altă ordine internațională, există o recunoaștere a Ucrainei ca stat, membru al Națiunilor Unite, de pildă. Nu? Deci, vedeți, felul în care el folosește retorica și felul în care justifică acțiunea militară, toate astea țin de o situație proprie Uniunii Sovietice. De asta deci și... nici măcar Federației Ruse, vorbiți de Uniunea Sovietică dinainte de 91. Și tocmai de aceea a fost, cred, foarte bună precizarea făcută astăzi de mai multe voci din NATO, că avem de a face, de fapt, din păcate, din nou, cu o confruntare între lumea democratică și o lume totalitară. Vladimir Putin, el însuși, se leagă de această lume totalitară și de un tip de înțelegere a unei situații globale care e o mare confruntare între Est și Vest. Din fericire, în acest moment, el are alături o singură republică fostă sovietică, și anume Bielorusia. Belarus. Toate celelalte ori au votat pentru ori rezoluția... Sunt în NATO, cum sunt țările baltice. Exact, și au votat pentru rezoluția care condamnă invazia, s-au abținut sau nu au participat pur și simplu la vot. Sunt toate aceste categorii. Un singur aliat din fosta Uniune Sovietică e lângă Putin. Și asta spune foarte mult. Și condusă de un alt dictator, Lukashenko. Exact. Nu întâmplător, e tot o țară condusă de un dictator care își asuprește poporul, care a aruncat în închisoare opozanți, care a făcut toate mizeriile presei, care a obligat bieloruși să plece. E același tip de politică. Dar ăștia sunt și, din fericire, repet, sunt izolați. De asta trebuie să citim clar liniile acestui conflict. NATO este o alianță care își propune să prezerve pacea și cere de aceea încetarea acestor ostilități. State membre ale NATO sprijină rezistența ucraineană pentru că o fac în numele legitimității acestei cauze. Ucrainienii au tot dreptul de a se apăra, sunt în legitimă apărare, pentru că statul lor a fost invadat. Și existența statului lor este pusă sub semnul întrebării. Gândiți-vă că asta ar însemna, să ne punem în pielea lor, ar însemna că un lider al unei alte țări spune că România nu există. Denazificăm țara. Și denazificăm țara și intră cu trupele în România.
Păi cum ne-am simțit noi, nu? Asta e sentimentul pe care îl trăiesc acum ucrainenii și o spun pentru că am văzut și tot felul de amițiți care în acest context se gândesc să rupă teritorii din Ucraina sau din alte părți. Exact, vorbim de regiunea Donbass și de Crimea. Ar fi acesta, vorbesc cu oamenii de care spuneți dumneavoastră, de altfel citesc analize și în presa internațională care spun cam așa, Volodymyr Zelensky ar trebui să accepte, să recunoască că Crimea nu mai este a Ucrainei și a trecut, a fost anexată de Vladimir Putin, la fel cum și regiunea Donbass este a Rusiei, astfel încât să-și păstreze restul teritoriului și să ceară aderarea la UE pe care, mă rog, a solicitat-o deja. Hai să traducem asta și să vedem ce mai răspund românii care fac mari calcule de acest fel. E ca și cum ai spune, păi ia să cedăm noi județul Argeș și mai știu eu ce... Bucovina. Bucovina, nu? Oameni buni, există o ordine internațională care a rezultat la sfârșitul unei conflagrații mondiale și care este garantată de niște tratate, de niște angajamente. Carta ONU a fost construită imediat după această oroare care a fost reprezentată de al doilea război mondial și statele s-au angajat prin acea cartă că respectă niște principii și principiul numărul unu este respectarea părților, respectarea statelor care au intrat în această organizație. Pe măsură ce diverse state au căpătat independența, inclusiv statele fostei Uniuni Sovietice, au fost primite în această comunitate internațională, cu angajamentul că respectă această cartă. Ori vedem că un membru permanent al Consiliului de Securitate, adică asta e formatul de 5, care e nucleul dur, e garantul cel mai bun, dacă vreți. Un membru al acestui comitet nu numai că nu mai respectă principiile, dar invadează una dintre țările membre. Este inacceptabil și lumea trebuie să înțeleagă că asta este situația. Suntem într-o lume reglementată de tratate. Nu putem să începem să facem schimb de teritorii. Luăm 7 km pătrați din Letonia și dăm la Portugalia, luăm 18 km pătrați din județul Argeș și îl dăm grecilor și așa mai departe. Ce e asta? Nu suntem într-o lume a bătăușilor și a cum se cheamă? A geambașilor de teritorii. Da, adică să ne întoarcem la regulile care au făcut posibilă, în primul rând în Europa, o pace durabilă. Vedem că, din nenorocire, tocmai state care au aparținut acestui univers totalitar, aici e vorba de fosta Iugoslavie, e vorba din nou despre Uniunea Sovietică, n-au reușit să gestioneze situația post totalitar, astfel încât să evite războaiele. Și uitați-vă, țările din Balcanii de Vest, vai de mama lor, aspiră încă la intrarea în Uniune. Doar Croația și Slovenia au putut să intre până acum în Uniunea Europeană. Dintre țările foste Uniuni Sovietice, doar cele trei țări baltice au putut să intre în Uniunea Europeană. Restul e vai de mama lor. Trăiesc fie în condiții de-astea de dictatură, fie în sărăcie, fie sub diverse forme de autocrație. Deci, hai să vedem ceea ce dă prosperitate și pace popoarelor europene. De asta e important să vedem ce a adus bun Uniunea Europeană, să vedem cum a făcut NATO de a avut succes în fața pactului de la Varșovia, de ce are credibilitate, de ce statele doresc să adere. Păi pentru că NATO este alianța care garantează pacea ca o condiție a prosperității, a confortului, a sporirii bunăstării societăților. Ori asta trebuie să argumentăm tot timpul, nu să cădem în plasa celor care gândesc ca Putin și-ar vrea acum să facă precum el, să schimbe teritorii sau să facă alte drăcovenii. Domnule profesor, o știre care vine tot astăzi de peste Prut, Transnistria își cere independența. Asta l-a auzit după ce președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a depus acea cerere de aderare la Uniunea Europeană. Deci, Republica Moldova va fi următorul stat călcat de Vladimir Putin? Să ne înțelegem. Transnistria nu cere de acum independența. Au mai făcut. Separatiștii de acolo spun asta periodic. E nou faptul că vin cu această cerere într-un context foarte aprins de război în preajma lor. Chiar la granița lor. La graniță, nu? Sunt și mai aproape decât noi, ca să zic așa. Și în contextul în care Republica Moldova a făcut o cerere oficială de aderare la Uniune. Ceea ce argumentează astăzi transnistrenii este că această cerere ar schimba granițe. Ori aici e totul fals. În primul rând pentru că Maia Sandu a făcut o cerere de aderare
a Republicii Moldova, adică a întregului teritoriu, care să cuprinde evident și Transnistria. Și Găgăuzia și... Și tot, evident că n-a cerut Maia Sandu... Doar Chișinău. Da, e, vedeți, e o lectură aberantă să spui că interesele Republicii Moldova ar fi fost tăiate în două. Nu, Maia Sandu a cerut aderarea întregii Republici Moldova. Pe de altă parte, tocmai declararea independenței și o imposibilă recunoaștere ca stat a acestei regiuni separatiste ar crea noi granițe. Deci, transnistrenii spun două gugumării, iertați-mi brutalitatea, pentru că Maia Sandu vrea o Republică Moldova cu tot cu Transnistria, evident, partea Uniunii Europene, partea acestui sistem de pace și de cooperare care dă bunăstare societăților, și tocmai transnistrenii ar vrea să strice acest aranjament și să tragă într-adevăr noi granițe, zicând că sunt un stat. Deci, trebuie să fim atenți la nuanțe. Ar fi absolut regretabil ca după 30 de ani de chin pentru populația care trăiește acolo, acum să arunce din nou Republica Moldova într-un conflict, pentru că, să ne amintim, ei au pornit acest conflict aberant în... Vă mai citesc din mediul social, de pe Facebook. Mai bine Maia Sandu ar renunța cu totul la Transnistria și și-ar vedea de drumul european. Cine spune asta? Diverși comentatori. De-ai noștri. De-ai noștri, sigur. Autohton de-ai noștri. Da. Păi, repet, e ca și cum ai spune... Când negociam noi, hai domnule să lăsăm giurgiuvenii deoparte. Ce prostii sunt astea? E o țară cu un teritoriu recunoscut ca entitate distinctă de către comunitatea internațională. Este aberant să discutăm despre asemenea modificări. Modificările de granițe s-au făcut în urma unor mari conflagrații cu zeci sau sute de milioane de victime. Nimeni nu-și dorește acest lucru. Și prin tratate internaționale, recunoscute de ambele părți. Prin tratate. Nimeni nu-și dorește acest lucru. De asta s-a creat Uniunea Europeană ca o comunitate a statelor care evită războiul. Proiectul european a fost un proiect al păcii, pentru că a pornit de la reconcilierea franco-germană, de la depășirea acestei situații quasi permanente de conflict între aceste două mari națiuni europene. Și Uniunea Europeană a rămas un proiect al păcii. De asta și în aceste condiții în care pacea în Europa e amenințată, republici precum Georgia, Moldova, Ucraina, evident, toate care au granițe cu Federația Rusă și toate care au fost invadate de Rusia. Ele au simțit că nu se mai poate și tocmai de aceea doresc să se lege, să intre ca parte a acestei comunități pe care reprezintă Uniunea Europeană. Și cred că noi ca români, care tragem deja foloasele acestei prezențe și în NATO începând din 2004 și în Uniune din 2007, ar trebui să-i sprijinim cu toții. Nu este doar o chestiune de sprijin al guvernului, de viziune politică a unui partid sau al altuia. Eu cred că avem datoria, tocmai pentru că am tras toate foloasele de pe urma acestor gesturi politice extrem de importante, apartenenței la NATO și la Uniune, ar trebui să-i sprijinim pe oamenii ăștia. Și din fericire și poziția guvernului de acum e foarte clară în această privință. Însă, o strategie din partea Republicii Moldova de a cere unirea cu România, vi se pare corectă? Ce să vă spun, la noi a cerut-o Traian Băsescu într-un moment în foarte care insistent. Știa că e foarte clar că nu se poate face și azi o cere AUR. Adică cei care propuneau un prim-ministru care susține exact ceea ce spune Putin. Și anume, și care chiar, Ucraina chiar... este un stat artificial. Și care îl lăuda deci, pe Putin. Și care îl lăuda pe Putin. Deci să faci o asemenea propunere e ca și cum l-ai aduce pe Putin purtător de cuvânt al românilor. Cine vrea asta? Ce om și-a pierdut mințile ca să facă din Putin sau din imitatorii lui locali o referință în lumea noastră politică? Referințele noastre politice sunt Uniunea Europeană. Suntem din 2007 împreună cu ceilalți europeni și nu avem nimic mai valoros decât această apartenență. Deci ne vom întâlni cu Republica Moldova în Uniunea Europeană. Sper să ne întâlnim cât mai repede. Eu personal aștept ca această declarație să fie făcută din 2014. Pentru că a fost vorba acum 8-9 ani... Parteneriatul estic, blocat de Ianukovici, fostul președinte al Ucrainei care exact. A fugit în Rusia. Republica Moldova a anunțat la un moment dat, unul dintre guvernele pe care le-a avut acum 8-9 ani, a anunțat intenția de a depune o asemenea solicitare. Și adevărat că după evenimentele din 2014, după începutul invaziei ruse în Ucraina, moldovenii au fost timorați.
și au primit semnale și de la București și din alte capitale europene că mai bine așteaptă. Eu personal am crezut că e bine ca această solicitare să fie făcută în mod explicit, să fie pusă pe hârtie. Am luat de altfel drept referință ceea ce se întâmpla în această perioadă în țările Balcanilor de Vest. Și cred că experiența lor ar fi fost și este în continuare foarte, foarte bună, foarte de ajutor pentru țările care negociază acum. Țările care vor negocia, eu sper să li se ofere, evident, celor trei țări de care am vorbit, Ucraina, Moldova și Georgia, statutul de candidat, felul în care vor negocia ele va semăna în mult mai mare măsură cu negocierea pe care o poartă țările din Balcanii de Vest decât cu negocierea pe care am purtat-o noi la începutul anilor 2000 sau ungurii și polonezii un pic mai devreme decât noi, pentru că au început mai devreme. Deci, cred că în acest moment sprijinul pe care noi putem să-l dăm acestor națiuni este prețios. Putem să fim o punte între Balcanii de Vest și aceste națiuni, cea ucraineană, cea din Republica Moldova și cea georgiană. Și trebuie să, cum să vă spun, să rămânem coerenți. Pentru că dacă amestecăm toate aceste universuri și acceptăm discursuri precum cele ale putiniștilor, eu nu cred că ajungem la liman. Domnule Preda, de ce nu se revoltă poporul rus? E o întrebare complicată și cei care au scris despre Rusia lui Putin din clipa în care a început să jongleze, ba prim-ministru, ba președinte, a modificat Constituția acum... Să mai poate rămână încă două mandate. Da, nu? Asta se întâmplase deja pe continentul african, nu? Și a fost un soi de africanizare a Federației Ruse. O spun fără dispreț, dar asta s-a întâmplat față de continentul african, dar asta au făcut mulți președinți africani și au fost primii care au schimbat Constituție ca să-și dictator, mai ofere... de altfel. Da, să-și mai ofere mandate. Există un sistem de, în primul rând, de distrugerea opoziției. Apropiația lui Putin, care au îndrăznit să-și facă partide, au fost lichidați dacă n-au devenit partide satelit. Mulți dintre ei au ajuns să trăiască în străinătate. Oligarhi din jurul lui, oameni care au profitat de pe urma felului în care a fost distribuită proprietatea fostei Uniuni Sovietice din punct de vedere industrial, care au încercat să dea o nuanță diferită cele pe care o vedea Putin, au fost fie aruncați în închisoare, fie siliți să plece în exil. Cazul cel mai cunoscut, cel mai recent, e al opozantului Navalnui. Nu toată lumea a văzut ce i s-a întâmplat lui Navalny, cum a fost urmărit, împiedicat să candideze, câte șicane s-au făcut și până la urmă otrăvit. Au fost gesturi în care alte figuri legate de jocul politic din Rusia au fost otrăvite. E un sistem, pe de altă parte, în care presa a fost foarte controlată, în care s-a lăsat foarte puțin spațiu de manevră organizațiilor. Uitați, de câteva luni a fost interzisă o organizație care a fost premiată și de Parlamentul European, chiar în 2009, chiar atunci am fost și eu ales și am avut onoarea să-i cunosc pe cei care au fondat această organizație, alături de Andrei Saharov, un mare disident sovietic, și care astăzi nu mai pot vorbi. Deci, una din figurile emblematice ale eliberării lumii sovietice, în sensul strict al URSS-ului, nu mai este astăzi creditată de către Putin și de către acest regim. Deci toate, dacă vreți, toate referințele și politice și intelectuale și care țin de țesutul social, marcând o eliberare a societății din Federația Rusă, toate astea au fost stinse, au fost închise, vocea le-a fost strangulată. Deci s-au întâmplat foarte multe lucruri în perioada de când Putin deține controlul în ultimii 20 de ani. Încercările partenerilor europeni de a-l modera cooperând cu el n-au avut succes. Pentru că, vedeți, filozofia pe care Occidentul, cum se spune, țările mai vechi, să zicem, din Uniunea Europeană și chiar țările din afara Uniunii Europene, cu democrații consolidate,
filozofia pe care au aplicat-o Federației Ruse a fost asemănătoare cu filozofia aplicată statelor foste comuniste din Europa Centrală și Orientală. Cooperăm cu oamenii ăștia care au fost într-un sistem totalitar, facem business și ne împrietenim cu ei, avem relații de colaborare, ei se vor democratiza și încet, încet vor intra în acest concert al națiunilor libere și care fac comerț. Domnule Preda, n-a fost așa. 20 de secunde. Cum credeți că va sfârși Vladimir Putin? Cred că va fi în Tribunalul Penal Internațional. Asemenea lui Milosevic. Da, asta în condițiile în care un militar nu va da un puci. Astea cred că e posibil și acest scenariu. Cred că e mai posibil un scenariu de puci militar decât o manifestare de tipul celei din decembrie 89 din România. Domnule Preda, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Toate bune. Am ajuns la final. Ne revedem duminică dimineață la Insider Politic. Sunt Sebastian Zacman. Rămâneți pe Prima TV.